Viteză și neatenție pe șoselele din România. Trei accidente deosebit de grave s-au petrecut din cauza unor șoferi teribiliști în Mehedinți, Suceava, dar și în capitală. 6 victime, printre care și o fetiță de 6 ani, au fost transportate de urgență la spital. Șoferul vitezoman din Suceava a intrat în depășire fără să se asigure. În urma impactului, 2 autoturisme au fost grav avariate, iar o căruță a fost pulberată. Cele 4 persoane care se aflau în căruță au scăpat ca prin minune. Au intrat în căruță și au trecut pe contrasens și au intrat în mine. Asta s-a întâmplat. Da, avea un pic de viteză sau? Un pic mai mult. Un pic mai mult. Eu deja oprisem, eram pe oprit, dar au venit din plin în mine. Ne-am lăcosit și a luat-o pe dâmba aceea și a intrat în noi. Câte am sărit jos, eram sub căruțe. A ferit mai mult din noi și s-a izbit în ăla și ne-a aruncat și pe noi. Șoferul vinovat și alți 3 pasageri care se aflau în mașina sa au fost răniți și transportați de urgență la spital. 2 victime policontuzionate cu traumatism colan, dorsolumbar și contuzitura abdominală și iar alte 2 victime cu traumatism de umăr și genunchi. Un alt accident, în urma căruia o fetiță de 6 ani a fost rănită, a avut loc în Mehedinți. O șoferiță începătoare a pierdut controlul volanului și a intrat în plin într-o altă mașină în care s-a răsturnat în șanț. Cum să se întâmple? A venit cu viteză mare și a intrat direct în noi, asta s-a întâmplat. Dar cine le dă carnetul ăla? Cine le dă? Cine? Că n-a avut timp, dar cine nu i-a dat timp? Că doar venea dincolo cu viteză mare. De ce n-a frânat? În mașina răsturnată se aflau 2 soți și fetița acestora care a ajuns la spital. N-am mai putut să controlez eu mașina. În capitală, o tânără a fost lovită pe trecerea de pietoni în cartierul Crângaș. Potrivit martorilor, de vină ar fi fost atât șoferul mașinii care a forțat culoarea galbenă a semaforului, cât și tânăra care a alergat pe trecere. După impact, victima a zăcut pe asfalt până la sosirea medicilor. Aceștia au stabilizat-o și au transportat-o de urgență la spital. Tânăra are fracturi multiple. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a arătat că nu a consumat alcool. În toate cele 3 cazuri, polițiștii au deschis dosare penale pe numele șoferilor vitezomani.